Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu ocupantul locului 9 la etapa semifinală a ediției 2018 din cadrul Columbodromului Internațional Suprem. Este vorba despre domnul Tudorache Costel din Câmpina, Prahova. Vă salut, domnul Costel, ce faceți? Mulțumesc, domnul Alexandru. Vă așteptați să aveți o performanță așa de frumoasă astăzi, în condițiile în care un concurs extrem de dificil. Foarte dificil, mă așteptam într-adevăr, dar totuși sperăm să vină porumbei. Cu siguranță vin, vedeți, cad, astăzi stai zborul pe munte. Da, nu vin porumbei stol întotdeauna, da? Întotdeauna, muntele a fost sacrificiul suprem al porumbeilor. Exact. Dați-ne câteva cuvinte dacă, și câteva detalii dacă sunteți amabil despre porumbelul care a sosit astăzi pe locul 9. Este, provine din crescătoria domnului Băgiu Cip Alex. Am înțeles că e un bun prieten de-al dumneavoastră, domnul Băgiu Ilian, nu? Da, e ca și mentor. Este un porumbel provenit din familie de Coman și cu frei de nofăn. Am înțeles, origini bune și unii da, și alții foarte cunoscuți la nivel european și național. Da. E prima oară când participați la Columbodrome, domnul Costel? Anul trecut am mai fost tot aici la Suprem. Nu a fost atât de substanțial ca și câștig, ca și, premii, ca și rezultate, dar anul ăsta, într-adevăr, certifică. Mergeți, de la un an la altul mergeți mai bine din câte văd, este? Asta e și tindem, întotdeauna. Și singurul Columbodrom pe care ați participat și anul trecut și anul ăsta, la Suprem? Da, este singur. Este nu mai este tentat să duceți și pe alte Columbodrom? Cu siguranță, da. Dar o să duceți, nu? La o etapă viitoare, într-un an viitor. Da, corect, normal, că acum s-a terminat. Acum deja suntem pe sezon de zbor la pui, la cluburi, dar atât. Cum e? Cum a mers anul ăsta 2018 pentru dumneavoastră în campionat? Sunteți foarte mulțumit? Da? Bun. Pentru mine, cel puțin, e foarte bine. Am înțeles că zburați la clubul de la Brebă, nu? Da, la Basarabia. Basarabia Brebă. Cum a fost azi? La ce categorie ați obținut cele mai bune rezultate anul ăsta? Avem la viteză și am la UNAS. Zburați porumbei, văduvie, natural? Natural. Și mă ascult și femeile. Reușiți să-i țineți în formă tot timpul sezonului? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna? Pentru că sunt creștere la pui și toate astea. Când și alergă masculul femeia, al băgat sau l-opriți? Întotdeauna încercăm să-i mobilizăm efectiv, da, și să-i motivăm efectiv pe toate, tot ce înseamnă partea de familie, crescătorie, partea de cuib, partea de pui, exact, tot ce înseamnă. Cu penajele aveți probleme în timpul sezonului, reușiți să-i țineți? Îi ținem cât de cât bine. Cât de cât bine, nu? Da. Avem în spate un profesor bun și mai vă sfătuiești. În sfaturile lui îi ținem efectiv bine. Cu ce numeric începeți primăvara concursului? Anul acesta, 2018, am început cu 47 de porumbei la start. Și am terminat undeva la 34 de porumbei. Păi stați bine. Stau bine. Stați bine, adică în condițiile în care a fost un an dificil pentru foarte mulți crescători din multe zone ale țării, pierderile mi se par acceptabile. Da, este? Ca să nu zic... Da, da. Cât timp vă permite să stați în timpul sezonului între ei? Foarte puțin timp din cauza că profesional nu permite. Da, bă, cred. Și nu vă ajută nimeni în familie ca să mai stea pe lângă ei? Dar ce, doar cu apă și mâncare, atât? Și sau și... mai dă drumul sau cât de cât îi motivează la un zbor acasă în jurul crescătorii, atât. Echipa o face singur sau împreună cu doamna? Nu, singur. Singur o faceți, nu? La echipa cum e? Ați nimerit-o anul ăsta? Cât de cât? Procent bun. Bun, nu? La timpul pe care îl petreceți, da, cred că e un... La matcă? Cum stați? Cu cât începeți? Câte perechi de matcă aveți? Am undeva la vreo 30 de cupluri. Deja e... Mult, nu? Mult, foarte mult. Îmi dau seama că scoateți mulți pui, este? Da. La două serii de pui scoase deja... Deja se duce. Am 100 de pui. Dar 100 de pui ce rămân bun. Zburați pe Ucraina, am înțeles, nu? Pui pe Dobrogea acum, nu? Și după aia pe Ucraina. E bine, e o rută bună. Da, e bună, nu? A zburat mulți ani pe abonezi, nu? Cu excepția anului. 3 ani de zile. Aha. Pentru că am activat la o altă federație, după care ne-am băgat la UCP. Dar asta este, am zburat mult pe munte, ani de zile. Cu pui cum a mers în tauna asta, e bine? Sunteți mulțumit? Nu i-am angrenat în concursuri, pentru că am venit foarte târziu. Am fost plecat din cauza profesională și am venit târziu. Și sunt zburați doar în jurul crescătoriei până la momentul ăsta? Doar ce sunt duși de mine. Până la cât i-ați dus? Astăzi i-am dus la Săhăteni, 70 ceva de kilometri. Și intenționați așa, să-i duceți? Da, îi băgăm seria a doua, acum cu seria a doua la Tineret, după care... Păi trebuie să mai mișorați numerică, dacă vă rămână 100 de pui în toamna asta și mai sunt și... Nu sunt atât, o să rămân atât. Și mai sunt și maturii de anul ăsta, vin peste ei? O să rămână, care o să fie bun. Efectiv concretizează, rămân în coteț și asta este. Da, așa este. Pentru 2019 ce v-ați dori?
Care ar fi categoriile preferate de zbor ale noastre? Primul și în primul rând viteza și demifondă. Viteza demifondă, nu? Am și plumbe de maraton, dar să spun... Accentul puneți pe viteza demifondă, nu? Da, da. Pentru 2019 ce v-ați dori? Ce rezultate nu să obțineți? Nu mai bun față de 2018. Inclusiv pe Columbodrame? Bine. Acolo deja trebuie să fie... Mai speranțele sunt și mai mari, nu? Da. Nu o să fie doar într-un... Să ne oprim aici. Da. Sperăm să fie mai bine. E bine, pentru că dacă aveți mentor bun, colegi, da, columbofil, care vă ajută cu informații. În primul și în primul rând. Mai face și schimburi de material genetic și asta este? Da. Vă îmbunătățiți lotul de... Materialul genetic contează întotdeauna. Într-adevăr. Restul, mâna omului, care suntem noi, ne angrenăm într-o activitate, un hobby. Așa. Da, e bine că e un sport frumos, vă ține acasă, nu? Da. Nu... Un pic costisitor, dar... Este, așa este, a devenit, din păcate, pentru că... Sunt o fel de tratamente de azi și antrenamentele private și mult merg pe naturist, nu? Da. Nu intervenim cu antibiotice. Vă tratați porumbei în timpul sezonului de concursuri, de exemplu? Nu prea. Nu prea, nu, nu? Nici de trichomonoză, nici de căi? Foarte, foarte puțin. Nici antibiotic? În momentul în care, într-adevăr, în crescătorie se instaurează sau se instalează efectiv un microb, atunci intervenim cu antibiotic, da? Tratăm efectiv subiecții respective, atât. Da, individual, da. Că nu, flora intestinală și toate astea se recuperează foarte, foarte greu. Da, așa e. Ce facem? Pierdem sezonul? Corect, corect. Ce facem? Facem nimic. Așa e. Sportivitatea contează foarte mult. Gruparea la noastră acolo cu clubul sunt una puternică, știu, nu? Da, și destul de ne întărim. Da? Vin oameni noi. Da, au venit. Sperăm să se mențină efectiv, să fim un club foarte puternic și să... Cu ce numeric pleacă clubul la start? Primăvara. Treceți de 1000? Da, undeva la 1400. A, e bine, e bine. Zburați toate etapele de concurs din plan, nu? N-aveți probleme cu colegii? Da, să mai renunțe, să pierde centru, să... Nu, n-am avut probleme de genul ăsta și sperăm că nici la anul să nu avem probleme de genul ăsta. Să da, domnul. Dacă țineți aproape acolo și un nucleu... Da, interesul care este. Așa să fie aproape și să fie acolo. Să-i motivezi pe colegi și, într-adevăr, să fie și motivați la rândul lor prin perseverența lor. Corect. Noi suntem decât simpli coechipieri și adversari totodată. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Costel, pentru faptul că am avut ocazia să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă felicit pentru rezultatele obținute, pentru munca pe care o depuneți, pasiunea asta frumoasă pe care o aveți. Și ce pot să vă spun, dacă vă doresc în continuare multă baftă. Mulțumesc, domnule Axel. Toate cele bune. Cu stimă. Stimă și dumneavoastră.